Bună seara și bine v-am regăsit, stimați prieteni! În cele ce urmează, vizionați emisiunea Reflector Analitic. Reacțiile internaționale la alegerile prezidențiale desfășurate duminică în țara noastră este tema pe care ne-am propus să o discutăm împreună cu invitații ediției de astăzi, care sunt Vadim Filipov, reprezentant PSRM la CEC. Bună seara și bine ați venit! Domnul Ioan Catărău, analist politic, bună seara și bine ați venit. Și Sergiu Nazaria, doctor habilitat în științe politice. Bună seara, domnule Nazaria, și bine ați venit. Bună seara. Domnule Filipov, cu dumneavoastră aș vrea să încep. Duminică s-au desfășurat alegerile prezidențiale în Republica Moldova. Până la ora în care suntem în această emisie, CEC-ul încă nu a prezentat datele finale acestor alegeri. Când se preconizează ca să fie ele făcute publice și de ce se trăgânează? Aș îndrăzni să spun acest lucru. Eu n-aș spune că este o trăgânare. Deci dacă luăm precedentul turul întâi, procesul verbal de totalizare a fost emis și hotărârea în acest sens a avut loc miercuri. În ziua de miercuri, noi suntem în ziua de marți, încă e posibil, deci tot ce e posibil să fie miercuri emis, adică mâine să fie emis această hotărâre de totalizare a alegerilor. Vreau să menționez că procedura e puțin sofisticată. De ce? Deoarece toate procesele verbale ale secțiilor de votare ajung la Chișinău fizic, adică le prezint CEC-ului prin acte de transmitere de predare și ulterior aceste procese verbale se verifică, se totalizează și se include în baza CEC-ului. Domnule Filipov, de unde a pornit această epopeie cu inversarea de voturi, care foarte mult s-a discutat atât în media cât și una din reacțiile protestatarilor a fost acest lucru? Cum de s-a întâmplat? Eu aș considera că în zadar a fost așa reacție. Deci cum dumneavoastră singur știți, pe site-ul CEC-ului este indicat rezultate preliminare. Ce înseamnă rezultate preliminare? Este acele date pe care le introduce operatorul de la secția de votare. După ce se face totalizarea la secția de votare, operatorul de pe procesul verbal introduce în bază electronică aceste date. Și uneori ele pot fi erori tehnice sau mai bine spus factorul uman, unde operatorul a introdus greșit aceste date. Dar totodată vreau să vă menționez că chiar și la primul tur a fost o reacție a societății civile când a apărut diferența de 4.000 de voturi, nu se regăseau. Deci era 4.000 de voturi, parcă erau pierdute. După ce a fost totalizat toate procesele verbale, adică TRICEC însuși fizic le-au totalizat, le-au verificat încă o dată toate aceste date, s-a corectat acele rezultatele preliminare și la final erau doar diferența de 93 de buletine. Domnule Catărău, spuneți-mi, vă rog, această campanie electorală care s-a desfășurat în Republica Moldova este una geopolitică, așa cum se menționa în campanie electorală, totuși până la urmă s-a decis cursul pe care trebuie să-l urmeze țara noastră? Geopolitica poate și prezintă ceva, un interes în populație, fiindcă totuși n-avem încotro, oamenii au preferințele lor. Pur și simplu, totuși eu socot că alegerile n-au fost formate numai pe vectorile geopolitice. Oamenii au așteptat mulți ani de zile când în țara noastră va apărea un lider care poate să apere interesele țării, care poate să apere interesele cetățenilor ca moldoveni și pe Dodon noi l-am văzut ca un fel de lider, da? Care reprezintă totuși interesele majorității populației din Moldova, care se consideră moldoveni. Mulți analiști politici erau foarte sceptici la capitolul participare la urnele de vot. Până la urmă lumea s-a mobilizat și a participat în număr, aș îndrăzni să zic, record. Cum poate fi explicat fenomenul? Numai printre aceea că foarte mult timp oamenii au așteptat momentul ăsta ca să-și poată expune totuși părerea lor față de atitudinea, față de țară, față de stat, fiindcă înainte ce avem noi?
Avem niște alegeri care se formau numai atunci, mai înainte, totuși geopolitica exista mai mult în alegeri. Acum oamenii vor dezvoltarea țării. Noi am avut până acum o situație în care țara nu putea să se dezvolte. Domnilor, o țară poate să se dezvolte numai atunci când la guvernare sunt patrioți ai țării. În alte cazuri nu poate țara să se dezvolte, fiindcă, dar noi ce avem până acum? Avem politică care ori neapreciere, ori fugeau de la răspunsuri directe, susțin unionismul, ori n-l susțin, ori făceau niște ocoliri. Păi oameni buni, o țară poate să se dezvolte numai atunci când sunt niște patrioți, o echipă de patrioți care atunci poate să dezvolte țara în toate domeniile și în toate direcțiile. Domnule Nazaria, starea de lucruri din regiune este una foarte interesantă. Când zic lucrul ăsta, constatăm că România, vecinii noștri, sunt practic singurii care mai susțin cu vehemență, de fapt, acest parcurs european. Ori, starea de lucruri este destul de interesantă în Bulgaria, în Ucraina, în Slovacia, țări care ne demonstrează că din ce în ce mai mult își doresc o relație de parteneriat, o relație bazată pe prietenie, dacă vreți, cu Federația Rusă. Aceste evenimente desfășurate în ultimele săptămâni ar putea contura un alt peisaj politic în regiune? Eu n-aș izola regiunea noastră, sud-estul Europei și Europa Centrală, de restul Europei și chiar de mapamond în genere. Deci eu cred că oamenii pretutindeni, când vorbesc cu oamenii, am vedere nu numai noi în Moldova sau în regiune, dar oamenii în genere, planeta noastră, au obosit de actuala elită politică, economică, care încearcă sau se declară că ea conduce cu lumea. Încă, dacă nu mă înșală memoria, în 1992, politologul american Francis Fukuyama a scris renumita sa lucrare, articol, un mic articol, de fapt, care se numea Sfârșitul istoriei. Sensul lui era următor, adică s-a prăbușit sistemul socialist, a triumfat cel capitalist în întreaga planetă și elita, așa numită liberal-democratică, deja domină și varianta propusă de ea a organizării sociale, economice și politice a planetei noastre deja este pe veci. Adică nu mai avem alte variante și e sfârșitul istoriei. Uite, păi însăși felul cum e pusă întrebarea este absurd, de fapt. Nu există sfârșitul istoriei. Și atât, perioada asta de dominație liberală pe planeta noastră a luat sfârșit. Primul semnal de tipul ăsta au fost alegerile în Parlamentul European, dacă nu mă înșală memoria, 2 ani în urmă sau un an în urmă. Deci când forțele de stânga și de extremă dreaptă și-au îmbunătățit brusc pozițiile, au strâmtorat în plan politic și reprezentanța în Parlamentul European a partidelor astea liberale, tradițional, care în ultimele vreo 25-30 de ani ne guvernează, pretutinde. Deci, dar prima lovitură mai serioasă, care a însemnat, într-adevăr, schimbarea tendinței în dezvoltarea Europei, dar de fapt și omirii, a fost Brexit-ul. Nimeni nu s-aștepta. Eu, de exemplu, eram convins că englezii vor vota pentru rămânerea Angliei în cadrul Uniunii Europene. Eu au votat contra. Deci, despre cine vorbește lucrul ăsta? Oamenii au obosit de fățărnicia, de, într-un fel, dacă vreți să mă credeți, idiotismul politic a elitelor guvernatoare ale Europei, de au obosit, de fapt, domnule Nazare, oamenii... Domnule Nazare, putem aștepta în viitorul apropiat încă un val de țări ca să renunțe, deci, la aderarea asta la UE? În sensul ăsta, următorul pas serios a fost alegerea lui Trump. Iată aici, eu eram convins că Trump va câștiga. Deci, și vă spun de ce eram convins, că toate mijloacele de informare masă din Statele Unite și din Europa Occidentală îi pronosticau înfrângere totală și era clar că toată elita politică și care deținea mâinile ei și, de fapt, pârghiile informaționale, ea dorea ca Trump să suferă înfrângere. Deci ei prezentau dorința lor drept realitate. În istorie au mai fost așa cazuri. În 1936 Roosevelt a câștigat alegerile, zdrobitorul a câștigat.
toate pronosticurile, toate sondajele îi pronosticau, îi promiteau înfrângere, el a învins. Deci, uite așa s-a întâmplat cu Trump. Deci, următoarea etapă, zona noastră, ce își spuneți dumneavoastră, Bulgaria și Moldova, probabil că în lume are loc o tendință nouă în dezvoltarea, în evoluția noastră, politică, economică, probabil că oamenii obosit. Dar noi totuși suntem la hotar între aceste noi suntem la hotar, dar noi suntem și în centrul Europei. Într-un fel, toate hotarele astea sunt foarte convenționale, ele sunt foarte mobile și schimbă. Astăzi într-un loc e hotar, mâine în altă parte. Păi mâine în genere Dumnezeu știe dacă vor fi sau nu vor fi hotare. Deci problema constă în aceea că astăzi, de fapt, oamenii pretutindeni au obosit de minciună, de fățărnicie a elitelor contemporane care pretind să conducă lumea și care s-au declarat invulnerabile, fără păcate, care nu greșesc niciodată. Oamenii au demonstrat că nu e așa. Domnule Filipov, atunci când vorbim despre aceste alegeri care au fost desfășurate în țara noastră, un contraargument, dacă îl putem numi așa, pe care îl aduc diferiți analiști politici, este starea de lucruri care s-a desfășurat în diasporă. Dar raportat și la numărul de voturi care este acordat pentru fiecare secție de votare. Haideți să pornim de la principiu. De ce 3.000 de buletine de vot s-a acordat fiecărui secție și cum s-a ajuns la această epopeie și cu buletinele care s-au plimbat până în Portugalia, cer scuze, și le-au găsit totuși. Cum se explică asemenea fenomene? Desigur că diaspora la alegerile la turul 2 a fost mult mai activă, dar vreau să vă aduc aminte că inclusiv Partidul Socialiștilor începând din 2014 permanent a făcut declarații și a luptat pentru deschidere cât mai multe secții de votare de peste hotare. Vreau să amintesc, nu știu de ce acum se manipulează cu unele lucruri. În 2014, înainte de alegerile parlamentare, la fel a fost deschise 95, de aproximativ același număr de secții de votare. Chiar în fața am și o hotărâre de guvernului din 20 octombrie 2014, prin care a fost deschis aproximativ același număr de secții de votare, doar la Italia s-a scăzut cu o secție de votare într-un oraș unde foarte puțini concetățeni locuiesc și de aceea în 2016 a fost deci scoasă această secție de votare. Dar permanent am luptat ca să fie deschise câte mai multe secții de votare, chiar și înainte de alegerile prezidențiale, concurentul electoral Dodon Igor a făcut și o adresare către Ministerul Afacerilor Externe ca să prezinte care este înregistrarea sau în ce țări și câte cocetățeni avem în diferite țări și respectiv am primit un răspuns conform misiunilor diplomatice de peste hotare. Este și răspunsul, este și tabela unde este indicat. Desigur că în Moscova, în Rusia, sunt înregistrați cei mai mulți concetățeni de-a noștri. Dar nu a fost majorat numărul secțiilor de votare. Desigur, aici avem cazuri când veneau din celălalt capăt al Rusiei ca să-și exercite acest drept la vot. Adică erau distanțe foarte mari. A fost o solicitare, inclusiv bazându-se pe această informație care a dat misiunile diplomatice, ca cât guvernul, cât cecul să deschide proporțional prezenței concetățenilor noștri în acestea țări, secțiile de votare, ca să fie acest drept garantat de a vota. Desigur, a fost refuzată această solicitare, dar nici oponentul cel mai principal, Maia Sandu, nu s-a luptat pentru a fi deschise aceste secții de votare. Dar după primul tur a început să solicite să fie deschise secții de votare, dar iarăși, cum revenim, în timpul jocului nu poți schimba regulile jocului. Domnule Filipov, eu vreau să mai discutăm un aspect. Atunci când vorbim despre diaspora, mi se pare că se interpretează unilateral. Noi avem diaspora și în țările europene, dar avem diaspora și în Federația Rusă. De ce nu se analizează acest fenomen la rece? De ce se interpretează pe bunul plac? Iar și mă reiterez, după informația care am primit-o de la Ministerul de Externe, în Rusia aproximativ 500 jumate de milion de concetățeni de-a noștri. În Italia sunt 150, până la 150 de mii. În Italia sunt deschise 25 de secții de votare,
dar în Rusia, în 2014, a fost deschise 5 secții de votare. Interesele sunt clare în aceste cazuri. Și în 2016 doar 8. Și iarăși mă repet că au fost deschise secții de votare doar în Moscova 2 și în Sankt Petersburg 2. Dar celelalte au fost deschise între orașe foarte depărtate, cum ar fi Kursk, Sochi, unde avem mai puțini oameni. Ar trebui să... Sigur că este la toți clar că cei mai mulți lucrători migranți sunt în regiunea Moscova și în suburbii, da, și în Sankt Petersburg. Acolo trebuie să fie deschise cât mai multe secții de votare. Dar deci se manipulează cu aceste cifre. În Marea Britanie, așa cum se spune că nu au reușit să voteze cetățenii noștri, în Marea Britanie oficial sunt înregistrați doar 10.000 de cetățeni. Majoritatea, de ce așa lucru este? Majoritatea oamenilor acolo sunt plecați cu pașapoarte românești. Domnule Cătăreu, eu vreau să vă întreb, cine sunt cei care au ieșit în stradă pentru a protesta? În ce măsură aceste revendicări pe care le au ei sunt justificate și merită a fi luate în calcul? Vă spun cinstit, eu tot aș vrea să știu cine sunt ei. Da, fiindcă vedem o tendință. În 2009, după alegeri, sau știți, țineți minte bine, au avut loc evenimentele de la 7 aprilie. Înseamnă că acei care nu le convine ca să schimbi ceva în țara asta, aceia ridică tine și mă miră faptul totuși că au scos în fața lor, cum scot eu, mă scuzați de expresie, dar cum scot eu fașiștii în fața coloanei lor, bătrâni, femei, copii. Astăzi domnul Dodon a spus, s-a scos copiii în calitate de carne de tun. Eu n-am auzit ce a spus, dar vă spun părerea mea, e așa că eu, adică aș face o comparație. Nu, acum ei au pierdut alegerile, adică și iarăși, dar chiar nu a doua zi, dar noaptea, când la posturile lor de televiziune început să deam o gălăgie pindind și nu aranja rezultatele. Dar nu este clar că în spatele acestor copii se află organizatori, provocatori? Păi, pentru mine că... asta și mă îngrijorează, fiindcă totuși copiii ăștia nu s-au organizat singuri. Și nu așa de repede ei puteau să organizeze, nicătând la toate rețelele sociale. Și ăsta a fost organizat și îmi pare mie că nici nu-i meritul la așa numitele elitele noastre. Aici ceva e dirijat din alte centre. Așa e părerea mea, fiindcă se repete același scenariu ca în 2000. Acum și aș vrea să spun în privința la... Uitați-vă că ei, adică tare sunt îngrijorați că nu s-au petrecut alegerile bine în Anglia, că nu s-au petrecut în România, că și ei tot nu văd niciodată și nu aud de la dânșii să fie îngrijorați că tot cetățenii Moldovei se află și în Rusia și tot cetățenii Moldovei se află și în Transnistria. Și ei au început să urle că ia ca oameni buni, trebuie de înțeles. Aveau replici chiar și la cei din stânga Nistrului. Dacă noi știm precis că Transnistria e o parte a Moldovei. Acolo se află cetățenii Moldovei. Numai că ei spuși într-o situație puțin mai grea ca noi aici pe loc, ca să participe la alegeri, să-și dă exercite acest drept fundamental. Da. I-au ajutat cineva să organizeze, să treacă, că nu o să treacă oamenii Nistru în not. Păi bine, acolo le vine mai greu să organizeze, dar totuși e parte integră a Moldovei. Noi toți știm că Transnistria așa, e partea Moldovei. Noi deși toată vremea de la guvernatorie și susținătorii lor, auzim că dacă în România ceva, adică cetățenii care sunt români, sunt buni în Moldova, dar care nu... Slavă Domnului că am ajuns la momentul când vorbești... Poate fi un scenariu ăsta organizat atât de unioniști cât și de alte grupări ca să destabilizeze situația social-politică? Eu sigur că de dânsă e organizat. Fiindcă, uitați-vă, să zicem așa,
Dacă eu democrația americană ca o icoană și o pun în fața lor și îi vorbesc de democrație americană ca un etalon, atunci măi, noi știm precis că toată vremea și toți anii în America, dacă un candidat câștiga un procent, ori jumătate de procent de la alt candidat mai mult, gata, a doua zi e președintele ales a țării și nu se punea în discuții, toți supuneau aici, dacă nu câștigat reprezentantul lor, atunci de acum e problemă, lor ceva nu le convine. Domnule Nazaria, profanarea drapelului de stat care s-a întâmplat ieri de către acești protestatari e un fenomen strigător la cer, aș putea eu zice, dar până la urmă întrebarea mea se axează pe faptul ce fac organele de drept. Păi cu regret, eu nu sunt curatorul organelor de drept din Republica Moldova, probabil că... Dar haideți să analizăm acest fenomen, da, cum se ajunge până la decuparea sistemei de pe drapel. Știți care e problema? Ăștia totuși erau niște copii de 14-16 ani. Eu n-aș fi categoric pentru a-i da. Ei poate și sunt conștienți, de mă rog, dar ei totuși sunt într-un fel influențați și ușor influențați de școală, de anumite structuri în care ei sunt înglobați, spunem aceleași structuri unioniste care funcționează legal pe teritoriul nostru. Poate că băieții ăștia au mai trecut și o anumită școală sau diferite stagieri sau, eu știu, alte tipuri de instruire pe teritoriul României. Deci, și au fost educați respectiv. Ei nu poartă responsabilitate cu adevărat pentru ceea ce fac. Deci, dar pe din altă parte, aici trebuie să intervină organele de drept și să aplici forța împotriva lor. Mie îmi pare că organele de drept în situația dată au procedat corect. Așa îmi pare mie. Dar dacă să revenim un pic înapoi la întrebarea precedentă, da. Eu aș reveni la problema standardelor duble a opoziției noastre de dreapta, care au suferit înfrângere, referitor la acțiunile incorrecte ce că față de legătorii din Transnistria și legătorii din diaspora occidentală. Ce că pești din Transnistria i-au transportat cu autobuzele. Păi întotdeauna i-au transportat cu autobuzele. Deci întotdeauna statul moldovenesc au avut autobuze de serviciu pentru transportarea cetățenilor noștri în Varnița și în Rezina pentru a vota. Deci, într-adevăr, cum trebuie să ajungă oamenii cei de la Tiraspol sau de la Râvnița sau din alte părți? Deci, sau din careva localități mai îndepărtate ai regiunii noastre din stânga Nistru. Pe urmă, în România, statul român, deja nu statul moldovenesc, statul român le-a acordat gratis cetățenilor noștri deci posibilități de a circula pe teritoriul țării până la secțiile de votare dintr-o localitate în alta. Deci și nimeni nu se indignează de chestiunea asta. Da. Apoi, iarăși, noi vorbim de faptul că câteva sute de cetățeni ai noștri n-au putut să-și realizeze dreptul lor la vot. Asta desigur că îi... Nu, câteva sute, dați voi să-mi termin gândul, câteva sute de legători din diaspora noastră occidentală, Italia, Anglia, n-au fost în stare să-și realizeze dreptul la vot, să exercite, deoarece n-au ajuns buletine. Deci, dar aceeași situație a fost în Moscova. 600 de oameni n-au putut numai la o singură secție de votare din Moscova să-și exercite dreptul de vot, deoarece n-au ajuns buletine. N-am auzit la compatrioții noștri pe flangul drept vreo careva indignare de asta. Eu nu mai vorbesc de faptul că autoritățile noastre, care au simpatizat, de fapt, aripa dreaptă în campania asta electorală, și autoritățile noastre au creat condiții ideale totuși, la maximum orice caz, poate nu ideale, îmi cer scuze, dar la maxim condiții, ca concetățenii noștri din Occident să-și exercite dreptul de vot și practic au făcut doar mai puțin decât minimumul pentru, despre asta au vorbit, ca concetățenii noștri din Rusia să-și exercite dreptul de vot. În Rusia noi avem peste jumătate de milion de concetățeni. Au votat real 8.000 sau ceva mai mult de 8.000, mai puțin de 2%
Deci în vest noi avem 300 de mii, au votat peste 120 de mii. Îi puțin și acolo, sunt de acord, dar totuși sunt vreo 40%. Da. Aici nimic. Eu cred că pe viitor, numai în orașul Moscova și în suburbiile Moscovei, în regiunea Moscovei, noi trebuie să deschidem minimum 100 de secții de votare. Domnule Filipov, în ciuda tuturor acuzațiilor care se aduc, până la urmă mai mulți actori politici de pe arena internațională au recunoscut aceste alegeri, l-au felicitat pe domnul Dodon, inclusiv ambasadorul UE la Chișinău, Pierre Catapiola, care a spus că Republica Moldova este un vecin de importanță strategică, citat încheiat, și respectiv relațiile nu pot să sufere mari modificări. Aceasta ar însemna ca concetățenii noștri trebuie să înțeleagă acest exercițiu democratic cu finalitatea pe care o au și să nu lanseze tot felul de ipoteze, tot felul de scorniri pentru a destabiliza situația social-politică? Eu aș spune puțin alt felul. Vă rog, pur și simplu, oamenii aceștia nu sunt pregătiți sau nu doresc să recunoască sau mai bine nu pot recunoaște acea înfrângere, da, care a avut loc. Asta înseamnă o lipsă de cultură politică, până la urmă, dacă tot am vorbit de Statele Unite, contracandidatul a fost cel care l-a contactat telefonic și l-a felicitat pentru această învingere. Desigur că este și de cultură. Aș spune mai mult că noi chiar din 2011, inclusiv domnul Dodon, din 2011 se luptă cu guvernarea. În 2011 au avut o înfrângere la primărie Mocilu Chișinău, știm singuri că în ziua aceea a fost reținute 2-3 secții de votare, activitatea lor a fost stopată și ulterior s-a regăsit mai multe buletine decât cetățeni care locuiesc în aceste suburbii. În 2014 la fel a fost, aș spune că o înfrângere nu a acumulat acea majoritate ca să poate face o guvernare. La fel și în 2015 a fost iarăși o înfrângere în primărie municipiului Chișinău. Deci, s-a putut, este o cultură. Dar de fapt acum vedem în 2016 că se manipulează foarte tare. Deci observatorii internaționali nu aveau cum nu, adică nu aveau motive să nu recunoască. Nu recunoască că aveau foarte mulți observatori înregistrați aici, cât și din CSI, cât din Uniunea Europeană, cât din Statele Unite Americii au avut înregistrați. Chiar la ultima ședință a CEC-ului a fost declarat cifra peste 3000 de observatori naționali care sunt înregistrați în țară, în afară de cei care sunt înregistrați la concurențele electorale. Deci a fost o monitorizare foarte mare. Știm și Promolex a avut la fiecare secție de votare observatori. OSCE-ul, care a recunoscut că au fost alegeri corecte. La fel și Promolex-ul a verificat și a făcut numărătoarea lor paralelă, în care a indicat că pe țară 54, aproape 55% este pentru candidatul Igor Dodon și 45% pentru Maia Sandu. Asta ne luând în considerație votorul de peste cutare, că acolo nu aveau observatori în secțiile acestea de votare. Sunt transparente, nu sunt careva încălcări, dacă și există, nu sunt atât de grave, care ar putea cumva modifica la rezultatul votului. Este aproximativ 70.000 de voturi diferență și cum spuneau ei, cum și-a spus și colegii, în privință la concetățenii noștri aflați în Transnistria, precum că nu trebuie să dăm voie, că le-au dus cu automobile, cu autobuse. Dar vreau să menționez că nu a fost într-atât de mult. A fost puțin mai mult de 17.000 de votanți din Transnistria. Pe când vedem, chiar peste hotare, s-au votat 130 ceva de mii. Domnul Catereu, spuneți-ne, vă rog, reacțiile au fost, spuneam, diverse, majoritatea într-o susținere a domnului Dodon, inclusiv președintele României consideră că este necesar ca noul președinte să îndeplinească cu înțelepciune și echilibru mandatul său. În acest context vreau să vă întreb, relațiile cu România, de data aceasta prin declarație, au fost foarte diplomatice, foarte atenți. Pe ce dimensiune ar trebui să se axeze? Păi bine, eu socot că
Dodon e un om foarte deștept și el înțelege că întreruperea relațiilor cu țara vecinii. Română, cu vecinii, e tot un minus la orice guvernare care nu s-ar afla în țara Moldova. Totuși suntem două popoare frați, adică într-un... Cu toate că eu aș vrea ca să accentuez vreo două cuvinte, eu aș vrea ca să se înțeleagă cetățenii României că cum vor ei să mândrească de țara lor. Și noi, moldovenii, aici vrem să ne mândrim de țara noastră, fiindcă asta e de fapt, noi avem țară, avem stat, domnule avem Cătăreu, toate dar noi trebuie să luptăm cu unioniștii, pentru că până la urmă noi suntem obligați a ne păstra integritatea țării noastre. Asta și vreau să spun, fiindcă orice stat e obligat și poate și trebuie să apere interesele statului. Și eu socot că Dodon, fiind în calitate de președinte a țării, va găsi limbă comună și cu vecinii noștri din România, și cu alte state vecini și cu alte state... Da, dar adesea se ia lucrul ăsta din numele întregii României. Până la urmă sunt niște organizații la noi unioniste care, în diferite circunstanțe, diferite lucruri eu declară. Eu aș spune așa, în privința la unioniști, părerea mea, eu expun pe tot locul... Da, la, e foarte bine. Să zicem așa, în toate timpurile și în toate țările lumii, persoanele care activau în folosul altui stat, dăunând statului propriu, se declarau trădători ai țării și eu socot că totuși mai ales că toți aceștia care aduc legea ar trebui totuși domnul Dodon, nu știu cum în campania preelectorală, dar chiar și mai înainte, își se expune părerea că totuși trebuie de primit legii ca să fie interzis unionismul ca mișcare legală în țară, fiindcă de la guvernarea precedentă noi în cel mai bun caz auzăm tăcerea lor la toate mișcările unioniștilor, la toate vârcoleala lor. În orice caz, adică mă exprim la figural, le auzăm numai tăcerea. Domnule Nazaria, vreau să vă întreb, haideți să analizăm un pic declarațiile președintelui deja Dodon, raportat pe solicitarea de a respecta legislația Moldovei și retragerea ofițerilor SPS care au venit pentru a-i oferi așa zisă protecție. Domnia s-a arătat că nu are nevoie. Cum poate fi interpretat acest gest? Este încă un fapt al încrederii populației și curajului și a discuției până la urmă pe care o are cu societatea civilă? Vedeți care e problema? Da. Într-adevăr, domnul a procedat corect că a refuzat de la faza asta. Vreau doar să fac o mențiune. Da, a refuzat doar temporar. Da, până la investirea în funcție. Da. Eu lucrul ăsta tot am vrut să-l spun. Deci, atâta timp cât nu a fost luată decizia Curții Constituționale, el încă nu este președintele țării. El până când este președintele ales. Apropo, și Trump nu este președintele țării. La deci, 20 ianuarie mi se pare că deci, intră în funcție. La 16 decembrie va fi organizată alegerea lui de către electori. Deci nu sunt alegeri directe în Statele Unite. Sunt aleși electorii și electorii deja aleg președintele. Deci, iată, după asta noi putem deja să vorbim după ce el pe 16 decembrie va fi ales, că el este definitiv ales. Dodon este astăzi definitiv ales, noi avem alegeri directe, dar până la decizia Curții Constituționale încă mai așteptăm. Eu consider că Dodon a procedat corect și tot și nu trebuie să de comentat lucrul ăsta. Mai avem 5 minute în cadrul acestei emisiuni. Domnule Filipov, am o întrebare păstrată în mod special pentru un reprezentant PSRM. Pe parcursul zilei de ieri și de astăzi, colegii noștri din media se tot întrebau cine va veni în fruntea partidului. S-a discutat acest lucru în cadrul partidului și se vehicula și un nume. Nu cunosc, nu sunt încadrat sau membru a executivului politic al partidului, până când nu se știe cine va fi, presupun că în următoarele zile va fi executivul politic, se va decide cine va fi propus pentru această funcție.
Bun. Când... Dar probabil că lucrul ăsta va fi făcut după decizia Curții Constituționale. Da. Cu toate că, într-adevăr, nu există niciun motiv formal pentru ca decizia să fie cumva alta decât confirmarea rezultatului. Dar care este, apropo, haideți să explicăm și telespectatorilor, procedura legală. Avem nevoie de datele finale de la CEC, după aceea confirmarea Curții Constituționale? Sau? Conform codul electoral, CEC-ul are 5 zile pentru totalizarea alegerilor și emiterea hotărârii procesului verbal de totalizare. Ulterior, în termen de 3 zile, CEC-ul transmite actele, setul de acte pentru Curtea Constituțională și ulterior Curtea Constituțională de acum are 10 zile pentru verificarea tuturor actelor, inclusiv de examinarea care va contesta țări dacă vor apărea și să se va emite hotărâre cu privire la validarea mandatului. Și ulterior este jurământul față de Parlament și de adică către procesul curte... era de investitură. Da, procesul de investitură. Dar vedeți aici, este o chestiune. Deja purtătorul de cuvânt a Curții Constituționale a declarat că ei nu vor examina contestările. Lucrul ăsta trebuie să-l facă judecățile. Da, corect. Și atunci s-ar putea trăgăna din timp? Păi, ipotetic, se poate trăgăna până la infinit. Apropo, vom începe așa, renumăra voturile, dar eu nu cred că vom merge pe calea asta. Pentru toți este evident, victoria lui Dodon este absolută. Aici nu există dubii. Știți cum e chestia? Dacă ar fi fost 49-9 la 50-01, atunci încă poate... Dar nu-i caz. Este un scor, desigur că 70.000 este o diferență foarte mare. Sunt și răspunsurile organizațiilor internaționale care au monitorizat și nu cred că va fi cumva alt rezultat. Vreau doar să menționez în privința la ceea ce nu s-a discutat astăzi, în privința la 3.000 de voturi care este pentru secția de votare, vreau să spun că această prevedere în codul electoral a fost introdusă în 2010 de către Parlament. A fost o modificare. Vreau să vă spun că această modificare a fost propusă de către domnul Mihai Ghimpu și domnul Munteanu. Pe atunci și PLD-MEU avea 43 de deputați. Această modificare a fost votată de către pe atunci AIE, da, guvernarea. Și atunci era bine, dar acum este problema de ce așa de puțin 3.000 de voturi pentru o secție de votare. Domnule Cătreu, apropo, mă iertați, la chestiunea asta mai am și eu o reticență. Deci Dodon a propus câteva săptămâni în urmă, înainte de a începe procedura alegerilor, ca chestiunea asta să fie schimbată și la fiecare secție de votare, mai ales în străinătate, să fie o rezervă de voturi, de buletine de câteva sute de voturi. Și majoritatea parlamentară a respins propunerea lui Dodon. Domnule Cătreu, ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni vă adresez dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, care trebuie să fie primele acțiuni întreprinse de domnul Dodon în calitate de președinte a Republicii Moldova? Așteptările stringente, care sunt? Așteptările... Raportate la miliard, raportate la locurile de muncă sau ambele luate în ansamblu sau cum vedeți? În primul rând, eu văd consolidarea societății în jurul unei idei naționale care ne-ar ajuta să ne dezvoltăm ca țară și ca stat, ca toate, așa, poporul moldovean trebuie adus la situația când se mândrească de numele său, că popor are stat, are limbă, are istoria lui. Și numai atunci lucrurile se vor începe a schimba. Eu sper că oamenii, când vor primi un impuls de așa, entuziasm, atunci vor merge lucrurile toate înspre bine. Fiindcă până în ziua de azi, totuși pe noi ne-au dus pe o cale foarte greșită. Eu consider că noi de atâta nici nu ne-am dezvoltat, fiindcă uitați-vă, domnule, că Ghimpu a început politica lui numai de la aceea că a început a juca pe oasele trecutului și ține 20 și ceva de ani de zile numai cu vorbele astea. Dar eu cred că aceste alegeri prezidențiale au fost un test foarte bun și pentru el și s-a demonstrat, cred, și pentru alegătorii lui.
De atâta că eu de la început am spus că poporul moldovean de acum o leacă își vine în fire, o leacă începe să mândri că este popor și eu, un popor care începe să mândri cu existența lui, o să schimbi ceva în țara asta. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă mai aștept și cu alte ocazii. Estimații telespectatori, a fost Reflector Analitic. Atât am reușit în ediția de astăzi, în numele întregii echipe. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună!